Reprezentantul opoziției pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Alba, Teodor Tanasiu, s-a prezentat la urne la ora 11. În primul rând, cu ce gânduri la vot astăzi? Am venit la vot cu gândul schimbării pentru un oraș mai bun și pentru un județ mai bun și aș vrea să fac un îndemn, având în vedere că cei care au făcut legea au făcut-o în așa fel încât să avem un singur tur de scrutin pentru a putea da legitimitate aleșilor locali. Invit pe toți să vină la vot, să avem un număr mare de voturi, astfel încât aleșii să aibă și legitimitate, deși legea este strâmbă. Ieșind de la urne, Tanasiu a declarat că a votat pentru schimbare. Am spus de la început, am votat pentru schimbare, pentru un oraș mai bun și un județ mai sănătos. Candidatul USL a mers la vot împreună cu soția și fiica sa.